Campania de vaccinare a locuitorilor din zonele rurale ale județului Hunedoara este în plină desfășurare. În weekendul trecut au fost deschise centre de vaccinare în localitățile Luncoiul de Jos, unde a fost arondată și comuna Vălișoara, Sălașul de Sus, pentru zona rurală din Țara Hațegului, și Peștișul Mic, aici fiind administrate primele doze. De asemenea, în comuna Băița a fost făcut rapelul pentru persoanele care s-au vaccinat în urmă cu 3 săptămâni. Vaccinările din cele 4 localități care fac parte din acțiunea Caravane Mobile de Vaccinare în zonele rurale ale județului Hunedoara, inițiată de prefectul județului Călin Marian, împreună cu Direcția de Sănătate Publică Hunedoara, au sprijinul autorităților locale și al instituțiilor Ministerului de Interne. Echipele medicale sunt coordonate de specialiști ai DSP Hunedoara și de medicii Ștefan Repede și Constantin Luca, iar caravanele mobile de vaccinare vor fi prezente și în alte localități. Păi trebuie să terminăm, cum am mai spus, zona Bradului. Din ce am vorbit cu domnul prefect, trebuie să mai facem o campanie de vaccinare într-o sâmbătă sau când avem timp pe partea de Criscior, București, Bradului și mai două localități arondate. După care poate mergem pe partea Hațegului și cred că o finalizăm așa, cumva. Rotunjim zona rurală a județului. Bineînțeles că și DSP-ul are echipe mobile care le trimite pe Valea Jiului sau în alte localități rurale foarte îndepărtate și greu accesibile, să zicem. Cam 2-3 caravane și poate bine. Județul Hunedoara, în urma implicării instituției prefectului și a echipelor de vaccinare din cadrul DSP, coordonate de directorul Sebastian Mezei, se află pe unul din primele locuri în țară, privind numărul de persoane din zonele rurale vaccinate de echipele mobile împotriva COVID-19. Pentru sfârșitul săptămânii trecute, Direcția de Sănătate Publică Hunedoara a asigurat 1158 de doze pentru vaccinarea celor care s-au prezentat la centrele mobile de la Luncoiul de Jos, Sălașul de Sus, Peștișul Mic și Băița.